Din ceea ce ne-au relatat locuitorii din zonă, gunoiul se află acolo de mai mult de 2 luni de zile. Între timp nu s-a întâmplat nimic nou, poate doar faptul că s-a adunat și mai mult gunoi. În urmă cu destul de mult timp semnalam faptul că aici, în cartierul Negru Vodă, chiar în apropierea unui loc de joacă pentru copii, există o mare grămadă de gunoi, așa spuneam chiar și atunci, o mare grămadă de gunoi. Între timp ea a mai crescut pentru că au mai fost adăugate și alte deșeuri. Spuneam și la vremea respectivă că societatea care administrează domeniul public ne-a dat asigurări că va ridica deșeurile de aici, dar acest lucru nu s-a întâmplat în aproape o lună de zile. Oamenii sunt în continuare nemulțumiți, și cei cu care am stat de vorbă atunci și cei cu care am stat de vorbă astăzi, speră ca autoritățile să vină și să ia măsuri și să ridice gunoiul de aici. Ei ne-au relatat că sunt persoane care vin cu mașini și depozitează gunoiul, culmea chiar lângă platforma cu pubelele de gunoi, unde ar putea fi pus gunoiul. Nu este vorba despre un spațiu verde, probabil că și asta este un motiv doar oficial, dar nu unul gospodăresc, ca să spun așa, fiindcă în Giurgiu, ceea ce se întâmplă pe spațiile verzi, salubrizarea spațiilor verzi, aparține societății primăriei. În schimb, ridicarea pubelelor și a gunoiului din coșurile de gunoi aparține unei societăți private care se ocupă de această operațiune. Zona unde ne aflăm se pare că nu este a nimănui sau nu este inclusă în contractul vreuneia dintre aceste societăți. Numai că nu se poate spune noi să rămânem cu gunoiul și să crească de la o zi la alta mormanul de gunoi, pentru că nu este în contract trecut cine trebuie să îl ia. Locuitorii de la casele din apropiere, dar și cei din blocurile din zonă sunt evident nemulțumiți, cu atât mai mult cu cât în cazul de față vorbim și de lipsa de educație și de civilizație a celor care aruncă gunoi pe spațiul verde. Nu aruncăm, vine și din toate părțile, vine cu mașinile, domne, și aruncă aici. Eu nu știu ce să putem să facem. O să-i zici omului, nu arunca? Eu ce mi-l pun acolo în container. Chiar vă rugăm mult în tot sufletul să ia măsuri, domnul primar, cine să vie ca uite copii, e parcul aici. Locuiți aici, în apropiere? Uite, e casa mea aici. Și ați văzut pe cei care aruncă vine? Aruncă, vine cu mașinile, aruncă cu căruțurile, dar poți să-i zici omului de unde vine și cum? Și n-ați anunțat pe nimeni, poliția sau pe cineva? N-am anunțat pentru că a zis că vine primăria. Am mai fost odată la televiziune, dar n-am fost, sunt bolnavă, eu am tensiunea mare, nu pot să ies afară în casă. Cum, da, și copii, și parcul. Și cum să nu vii? Uite, mi-aruncă tot felul de astea. Aruncă. Acum rămâne să vie autoritățile să le zice. După ce TV Giurgiu a mai semnalat această situație, reprezentanții societății care se ocupă de domeniul public au dat asigurări că gunoiul va fi ridicat. Poate că într-un final se va întâmpla și acest lucru.